Un episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Gangster Vegas 4. Stați un pic și astăzi. Cuvântul care o să fie de aici este zbor. Adică cu ce vehicul o să credeți că o să zbor? Până o să încep eu. Hop, 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 hop. Oprește-te, boss. Oprește-te. Bă, oprește-te, mă. Ok. Până o să vă duc eu la destinație, o să vă gândiți și o să îmi spuneți în comentarii. Da, voi până atunci o să vedeți și de-aia. Și voi îmi spuneți ce a spus. Ok? Ce a sperat. Așa. Și noi trebuie să mergem în locația asta unde zbor cu mașinuța. Bă, eu nu vreau aici. Eu vreau pe hartă. Ok. Și o să trebuie să stăm, uite aici, uite aici trebuie să mergem. Bun, acum dăm aici, bun, perfect, și hai să mergem. Deci, putem să luăm și noi o motocicletă, dar nu vrem, pentru că putem să facem și niște tricuri, dar o să le facem în alt episod. Adică dacă nu mai am făcut tricuri, îmi spuneți în comentarii dacă am mai făcut, că mai uit câteodată să mai uit în videoclipurile mele. Și trebuie să mergem. Mamă, ce mai bușită la mamă! Bă, dar ce cu atâta bușă la asta? Ok. Noi o să mergem înainte de tot. Bun. Așa, mamă. Mamă, cum trebuie pe lângă mașinile astea. Mă mănâncă nasul. Ok. Hai să mergem. Și trebuie să mergem aici. Bun. Nu o să-l intereseze mașința. Și voi. Nu e ăla. Sau ăla era? Da, o să zburăm cu două vehicule astăzi. Cele două sunt așa. Avionul de care zbor pe apă și avionul care mergem. Noi o să luăm acest avion și o să pornim din prima. Nu mai stăm pe pistă sau chiar hai să stăm pe pistă. Început să zboare asta deja, fără mine. Ok, și hai să mergem. Mergem și să ne oprim și să dăm. Noi trebuie să mergem. Nu, să nu dați, așa dați în față, în spate. Și o să ne luăm avânt. După cum vedeți, o să încercăm să dăm în asta, dar nu putem. Uite, fix în partea o să ne ducem la cea mai mare, cu cea mai mare viteză o să ne ducem noi. După cum vedeți, aici ninge la sus. Și dacă vă întrebați de ce s-au putut numai sunete de avioane, sunt astea care trec așa mereu. Da, voi nu le vedeți pe cer, chiar dacă vă uitați, nu le vedeți, dar le auziți măcar. Măcar le auziți, uitați, urc și acum mă dau în jos și urc și mă dau în jos. Și hai să vedem cât putem să mergem noi cu avionul. Avem parașută dacă morim. Ne ducem înspre oraș să luăm mașină. Și hai să vedem. Bă, eu văd că merge mai mult decât strada aia. Cred că se oprește, bă. Ce zice? Se oprește sau merge continuu până acolo? Gata, m-am întors. Deci înseamnă că nu mai putem să mai mergem. Ok. Cred că am făcut deja o călătorie. Sau nu știu dacă a fost o călătorie asta. O să mergem la altitudine. Și să facem și un trick. Stați așa. Uite, chiar acum o să fac trick-ul. Așa, frate. Asta vreau. Mamă, se duce în jos. Și mă sperie. Și eu vom ateriza pe această șosea, după cum o vedeți aici. Lăsăm motorul închis. Și acum ne luăm avânt iarăși. Eu chiar hai să explodăm în dână aia un parașută. Nu ai ce să zici. Nu s-a întors avionul, ok.
Da, cred că vom omorâ multă lume cu acest avion. Cred. Nu, nu mai poate să mai intre. Gata, a murit și avionul. S-a dus. Nu, trebuie să formăm mașina acum. Nu mai putem. Să mai mergem cu avionul. Gata, s-a stricat avionul. Nu mai merge. M-a căcat și mașina. Uite și mașina care vreau eu să o iau. Trebuie un gipan, știți? Ca să putem... Bă, tu vin un coace, mă, gipanule. Și crezi că scape și ușor? Trebuie un gipan, frate, și nu știu de unde să iau. Nu știu unde să-l găsesc, în primul rând. Că nu am nici prea mulți bani. Ca să mi-l iau. Să mi-l facă delivery. Ok. Acolo limuzina. Nu mai are ce să mai facă. Așa că o să dăm jos. Asta este să vă cu ce cu fata. Hai să ne urcăm împreună cu băiatul ăsta. Ciofi. Na, ciofi o fi. Ne urcăm cu cine ne urcăm. Dau și asta mai în spate să nu derapăm. Ok, și mergem casual. Bun. Ne dați apăsa butonașul de like dacă vreți să mai facem chestii interesante cu de zbor sau alte mai noi. Ok, și o să apreciez. Bă, unde era, mă? Mergem la baza militară sau ce facem, mă? Ce facem asta, bă? Ia, mă, ia, hai chiar să mergem în baza militară să vedem dacă ne iau polițiștii sau dacă nu. Ia, mă, chiar vreau să văd chestia asta, dacă mă iau polițiștii sau dacă nu. Dacă mă duc în baza militară și cum limuzina și nu poate să fac chestia asta. Și că sunt invitat aici, boșilor. Ok, hai să intrăm. Spargem și asta. Nu, mă, nu putem. Ne ia poliția. Ne ia poliția, boss. Ne ia armata militară. Să văd dacă pot să intru. Așa, casual. Da, mă, putem. Nu ne ia. Ba, da. Ne avem deja 5 stele, ne-a văzut. Oh my god. Credeam că puteam să furăm un tank ceva. Dar nu putem. Sau un elicopter ceva. Dar nici asta nu putem noi să facem. Nu putem să luăm nimica. Doar să murim așa. Casual, știți? Hai că poate scap, cine știe. Nu scap, mă, de ăștia, n-ai cum să scapi. E imposibil. Cer și tu să scap de poliție. Știi, gata, mă, m-au luat. Nu mai are ce să mă facă mașinuța. Prea veche. Ca să mă curețe. Yep, e rip. E rip, băieți. Am încercat și eu aici ce am încercat, dar n-am putut. Și iarăși m-am luat avionul. Iete și pe asta. Iete, mă, cine se băga? Mamă. Și dacă ăla mă vede, nu mai mă joc, frate, și prost. Gata, m-a murit mașinuța. Nu mai avem mașinuța. Mai gata, ce e aici? Ce, bă? Oh my god, era un militar ăla. O, militar, merge și la așa, știi? Mama! Îmi dă cu aghiu. Opa! Nea bună. Și consumă și asta. Mai bine mă predau. Bine, trage asta în mine. Dar nu, aici vreau să mor așa de repede. Trag cât pot în alții. Ma, dar n-am cum. Uite, ăla, dacă mă alargă, ăla e rip.
Ok, am înțeles, am înțeles. Credeam că pot să iau și un elicopter, să trag, să fac chejul. Nu, cum am trebuit să strada. Ca băieții răi. Bă. Oprește-mă când spun eu. S-a înțeles? Trebuie să luăm ceva aici, a? Avem un colet. Avem un colet care trebuie să te livrăm pe tine, ok? Mai întâi te dau eu jos și după aia te livrez la mașină înapoi. Ți-o dau înapoi, dar stai să împrumut și eu. Că trebuie să merg cu asta prin oraș. Nu, trebuie să caut un motociclist să-l rup în două. Ce-a făcut, mă? S-a ridicat ăla? S-a ridicat ăla, mă. Ia uite, mă, cine dă. Am înțeles că nu poți să te joci online acest joc. A, uite, mă, ce s-a pus ăla acolo. Ok, și eu v-am învățat chestia asta, cred, cu tricul. Vă dați așa pe spate, cu chestia asta pe spate și gata. Mergeți așa, ori în șir, dar doar să nu fie o mașină, să facă spulvure. Mamă, cum era? Mamă, iarăși. Era să mă ia un player, un din ăsta. Mamă, cu ce viteză merg. Am făcut front flip. Am făcut front 360. Ați văzut? Tare. Ok, hai să luăm și noi un avion. Să vedem dacă putem să intrăm cu avionul în baza militară. Cine știe, poate că nu. Așa. Ceea ce vreau eu să iau, uite asta. Asta vreau să-l iau. Înainte l-am luat roșu, nu știu ce l-am luat roșu. Așa. Ia, stai să văd. Uitați-mă și pe mine la bord cum stau. Mamă, cum stau aici. Prost. Așa, direct zbor. Stai așa, direct zbor. Da, și noi așa mai încetișor, știi? Păi. Mai repede. Începe? Începe, mă? O să ne ducem în sus. N-are nimica. Așa. Și să aterizăm și noi pe apă. Poate oprim și noi un... Da, ia, hai să mai încercăm o dată la militari. La unde erau militari? Da, în partea cealaltă, uite, acolo. Să încercăm să ne ducem cu avionul, să vedem dacă putem. Mai încercăm o dată. Dacă nu, și ce fac? Mă predau acolo în față la ei. Mă predau în față la ei să văd dacă e un avion ceva. Eu văd că e ceva acolo. Trebuie să fie. Trebuie să fie neapărat o chestie de luptă. Dacă sunt militar normal. Hai să ne lăsăm un pic mai în jos. Dacă nu, e rip. Controlez și eu așa ceva. Repejor, repejor, știi? Să vedem. Să fac haos prin oraș. Nu e nimica. Să facem așa. Să vedem. De acolo s-ar putea să fie ceva. Bă, eu zic că e rip. Dar zic în total că e. Că nu mai e, nu o să mai fie rip. Și o să intru eu. O să încerc să intru, dar nu o să pot. Ce v-am spus, știam. E rip, mă predau. Am pus și eu unul, că pot, pe aici. Dacă nu pot și e rip, chiar e rip. A, cam asta a fost. Mi-a și o dână asta blindată. Bă, urcă, urcă repede, urcă repede. Pijor frumos. Ia uite ce bine. Lucrează mașina asta. Bine de tot. Bine de tot. Mamă, cum am luat. Aici mă ascund. Mamă, cât sunt.
Ce e, mă? Ce e checkpoint-ul ăla? Hai, mai repede. Nu era, era o păcăleală. Trebuie să intrăm înapoi în mașină, așa te face. Te face să te dai jos și după aia nu e nimica. În aia mă duc. În asta mă duc, frate, asta o căutam eu. De 10 și mii de ani o căutam eu asta. Asta o căutam, mă. Uite, mă, aici. Uite, mă, că ce că nu o găseam. Ce că nu o găseam. Uite, mă, aici. Uite ce frumos e. Bagă și una din asta pe tine. Stați un pic să mă opresc videoclipul, să dau. Mamă, nici nu știu să conduc un elicopter. E prea greu. Prea greu, frate. Facem așa, casual, știi? Dăm așa, casual. Tragem cât vrem. Pare că moare elicopterul după aia, dacă mai tragem așa casual. Mamă, gata, mă. E rip. E rip. Uite cum stau frumos, gata, mă. Fost rip. Mamă, cu ce veneau, frate. Așa, și acum, ceea ce vreau eu să fac. Ne trebuia motocicleta ca să facem și noi un backflip. Și vom încheia episodul după aia. Că am filmat un pic destul. Ai, mă, bă, și voi vă mișcați așa. Dacă și în viața reală vă mișcați așa. Asta e mai bunicică, știi? Mai rapidă. Ok. O să ne ducem pe la casino. Pe acolo, pe lângă casino. Mergem, știi ce facem? Luăm un elicopter. Da, bă, am încercat și eu. Chiar am încercat să luăm. Și am luat. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Chiar dacă am luat 5 stele și am murit. Repede. Dar am vrut eu, ca să nu mă omoară ea, să-mi iau amendă mare. Uite-o mă aici, uite-o mă, ce frumoasă e. Așa, ca să putem să facem și tricuri. Ok, stai să pun waypoint. Ia, deci e puțin de mers până acolo. Mai zic de mine că nu știe ăștia să conduc, să nu să conduc, dar am zis. Mă, cum mă duc printre astea. Să-mi spun în comentarii cine îl știe pe Remus, dacă vă apar niște chestii cu Remus. Să-mi spuneți în comentarii chestia asta. Am trecut prea mult, am trecut prea mult. Dar și asta așa că trebuie să mă întorc. Da, așa, frate, că fac regular ca să nu mai ia poliția degeaba. Bun. Asta pe ce e? Bun, mă, așa. Bun. Șurel, șurel, șurel. Dă-te jos și tu de pe motocicleta asta, perfect, că asta e din aia bună, care îmi trebuie mie. Asta e din aia pe VIP, și eu n-am VIP. Ok. Și bună rău de tot, e din aia de curse. Rum, rum, rum. Ia uite mă, am făcut o 180. Gata mă. O să-mi iau eu waypoint-ul ăla. Dar trebuie să-mi caut și un elicopter să învăț să merg, frate. Că eu nu știu să merg cu elicopter. O să fac eu altă dată, oameni buni. Atunci, până atunci, hai să facem și noi să vă arăt și eu niște tricuri pe astea. Hup. Bine, aici nu sunt prea bun. Acolo în față
Aici din aia să sari. Stați așa. Să mă ridic. Până ridic asta motocicleta. Cum era o vorbă, frate, pe vremuri. Frate, aoleo, încă mai țin minte. Nu pot să cred că mai țin minte. Păi până facem noi chestia asta, până... cum se numește? Până facem... până... cum era, mă? Stai așa, că mă uitat și eu, frate. Așa, gata, gata, mă. Eram mici, eu cu un prieten, dar nu. Și atunci noi, oameni buni, o să mai fac, o să vă spun în timp ce decolez, așa. Eram cu prietenul meu. Are și el cont de un canal de YouTube. Îl cheamă Thomas Blaicu, Tommy Blaicu. Dacă puteți să vă las eu o scriere pe el la comentarii, ok? Stai să decolez imediat. Repede cât pot eu de repede. Uite, 3 deja s-au spawnat aici. Nicio grijă. Ok? Și chestia care vreau eu să o fac e să... era chestia asta, frate. Cum să vă spun eu? Eram pe... stai să stau off. Să nu mai... eram mici. Și când așteptam multe chestii să vină chiar acum, vreau să vină acum, știi? Spuneam așa o vorbă. Era o vorbă pe vremurile alea. Și spuneam, practic, mamă, păi până trece, vine și baba cu kilos de tablă, știți? Baba cu kilos de tablă. Adică era o băbușcă înainte, care avea niște kiloți de tablă pe ea. Gata, am luat 660, bă! Nu. Stai așa. Și intrăm. Gata, mă. L-a rezolvat pe avionaș. Hai să cădem și să murim. Că proștii. Hopa, gata. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!